găsit, dragi prieteni, sunteți pe AS.ro Live. Peste 251 de meciuri, că le-am numărat în primele noastre două divizii. Apoi s-a apucat de antrenorat. A făcut o treabă senzațională la Clinceni. Iar de luni, adică de acum 3 zile, este oficial antrenorul celor de la UTA Arad. Dragi prieteni, discutăm despre toate acestea și despre actualitate, cum spune noi, dar și depănăm povești cu Ilie Poenaru. Bună dimineața! Bună dimineața! Și mii de mulțumiri! Și eu mulțumesc! Deci luni ai fost la Arad? Da. Prezentat? Luni am fost prezentat și marți după amiază m-am întors. Am înțeles. Cum, știi cum întrebau vechii gazetari? Ce gânduri va anima acum domnule Poenaru? La, știi că așa trebuie să-ți răspund la treaba asta. Acum când, serios, e perioada scurtă, nu? Mi-ai spus că pe 13 începeți. Da, e un pic acum față de celelalte campionate, să zicem, sau față de campionatul trecut, e un pic mai bine pentru jucători. Au o vacanță un pic mai lungă și asta e foarte bine pentru că sunt destul de obosiți fizic, mental și au undeva la 3 săptămâni în jumătate vacanță. Corect. Ceea ce este foarte bine. Și ne vom reuni la începutul lunii iunie sau jumătatea lunii iunie, noi de fapt, undeva pe 12 iunie am anunțat să fie toată lumea la Arad. Și de acolo vom începe programul pe care l-am stabilit. Greu? O să fie greu? O să fie greu. Nu e nimic ușor. Da, nu e nimic ușor, dar o să fie greu. O să fie greu pentru că au promovat și niște echipe puternice, niște cluburi bune, cluburi care, în primul rând, vorbim de Petrolul cu tradiție, așteptăm să vedem ce se întâmplă și la sfârșitul săptămânii. Corect. Dar va fi greu. Va fi greu pentru că am evoluat, să zicem, și din punct de vedere financiar și vorbim așa de tot ce se întâmplă și la Rapid, cu venirea domnului Șucu, adică vorbim de investiții financiare și vor fi echipe mult mai puternice și ceea ce ne bucură că dispar poate problemele astea da. cu care ne-am tot confruntat, de care tot auzim și să sperăm că avem un campionat sănătos din toate punctele de vedere, că nu mai apar probleme. Tu, din păcate, cunoști cel mai bine. Eu sunt cel mai pățit. Da. Și, dar cum ai tras bețișoarele astea? mai mici nu, de-abia că m-au lucrat și mi-au dar mai scurt. Glumă, glumă, dar ușor nu v-a fost. N-a fost ușor, nici staff-ului, nimănui, nici conducerilor nu le-a fost ușor, pentru că nimeni nu-și dorea să se ajungă acolo, dar se întâmplă lucruri. Sunt în România, se întâmplă la secundă. Detalii din contract nu ne interesează, dar ai acceptat repede? Au fost discuții. Adică am fost ofertat și de când am fost ofertat am tot discutat așa. Înțeles. Dar eu am vrut să lăsăm să se termine campionatul pentru că așa era fair play și să discutăm la final, pentru că așa, la final să detaliile care cele mai importante să le stabilim atunci și să le rezolvăm atunci. Mai erau și alte oferte, adică mai... Da, au mai fost și alte Am oferte. Înțeles, deci ai ales. Poți să ne zici ceva și cu asta am terminat de actualitate, că nu e subiectul emisiunii de cheșeru? Adică noi am văzut ce aportăm presa. Da, e adevărat, recunosc, mi-l doresc, am și discutat cu el, trebuie să recunosc asta, că am și discutat cu el și... Acum vom vedea, depinde de el și de ofertele sau oferta sau ofertele pe care... Dar iar repet, o perioadă scurtă în care el trebuie să decidă. Adică da. 13... Da, știe și el asta și mi-a spus două că... Nu, a fost foarte ok și mi-a transmis că o să mă anunțe foarte, foarte repede. Dar eu sper că până la sfârșitul săptămânii sau începutul săptămânii viitoare să... Un jucător care, așa cum am spus noi, cum am vorbit înainte, n-a păcălit fotbalul și care... Nu. Care poate, tocmai de aceea mi-l doresc. Eu, din punctul meu de vedere, la tot ce am analizat în acest campionat, ca număr 9 în campionatul nostru, mai este Coleș de la Craiova, un jucător foarte bun, și Cheșeru. Mai sunt, adică nu vreau să jignesc, doamne fereste, dar pe ceea ce vreau eu să joc, pe principiile mele, el este jucătorul de care aș avea mare nevoie. Asta nu e un pic o durere în campionatul nostru, că nu găsim unul mai... Fără, exact cum spui tu să vrei, că nu trebuie să dăm nume, dar n-ar trebui să fie mai mulți și mai tineri? Ar trebui să fie mai mulți și mai tineri, dar din păcate nu sunt. Se găsesc foarte greu, se nasc odată la nu știu cât timp, dar eu cred că generațiile viitoare vor fi, pentru că vedem ce se întâmplă și pe la Hagi, vedem și la FCSB că apar, totuși au început să apară și să sperăm că următoarea perioadă vor apărea. Deci uite-te și în fotbalul mare, iartă-mă, în fotbalul mare, un Dani Alves, un Messi, un Ronaldo, adică da. Deja mai vorbesc de Sergio Ramos și de Ibrahimovic, care e campion al Italiei. Exact. Adică s-au dus departe rău. Acum vin din spate, da? Mbappé, Vinicius... Cu banii lui Mbappé și cu Haaland. E alt nivel, vorbim de alt nivel, e altă lume acolo. Și... Bun, acum discutăm așa, precum chibiții din Cismigiu, nu s-au dus prea departe?
Și mie mi se par destul de exagerate lucrurile. Am pornit cu Neymar, ții minte, cu 222 de milioane și toată lumea a zis, domnule, ați luat o razna, e a patra parte dintr-un miliard de euro, da, un corect jucător. Și lucrurile, uite că da, a fost Holland mai cu două săptămâni, cu ia 600 de mii pe săptămână. Da. E o altă industrie acolo, vorbim, noi... vorbim de altceva. Da, și corect, e clar că banii ăștia pe care se tot vehiculează, se tot transferă, corect, știu foarte bine ce fac și e clar că îi recuperează. Într-un timp mai lung sau mai scurt vor fi clar recuperați. Drepturi de imagine. Și cu... îți dai seama că de asta și fac acest lucru. Sunt cluburi mari, sunt cluburi puternice cu care e greu să ne luptăm noi. Corect. Ne întoarcem la tine? Că... Sigur. Da. Memoria trebuie să te ajute. Nu te las. Da. La Steaua. Ai fost la Steaua, nu? Copil. Ca copil. Și copil, da. Copil. Și ai trecut un pic și prin vestiarul mare fără să joci? Dar tu cum ai ajuns la Steaua? Nu, nu. Tatăl meu care era stelist... A fost, este și cred că va rămâne stelist până la... Stelist pe vechi. Pe vechi. Stelist pe vechi, care mă ducea tot timpul la meciurile Stelei pe Ghencea. Mă obliga puțin așa, știi? Mă luau cam forțat și mă ducea pe stadion. A început să-mi placă și de atunci ajunsesem și la vârsta la care puteam să merg la fotbal, vorbesc la 6-7 ani. Și atunci a dorit ca eu să fac fotbalul, el fiind stelist, să merg să fac fotbal la Steaua. Și... Păi da, dar ai făcut ceva bine, că degeaba voia dumnealui, dacă nu te asculta nu eram, varza. Nu dădeam o atenție foarte mare și nu eram... ahtiat așa după fotbal, nu prea mă... Dar după, erai după altceva? Eram după joc. Mi-e plăcea să mă joc. 6 ani, și corect, copil, întrebare. Dai, vreau să ce vrei să faci la 6 ani? Să stau pe stradă cu copiii, să... Și... Ai avut spatele blocului sau fața blocului? Nu, am crescut la țară. Sunt născut, crescut la Clinceni. În curte, știi? Și chiar... Și cum ajungeai la... De unde e iubirea pentru Steaua? Atunci, bine, atunci era aproape, mare. Sunt... Nu, și atunci era... Da. Și stăteam în curte cu tatăl meu. Tata a și jucat fotbal. Atunci, în acei ani, ce spunem, Liga 3-a, adică era... Fotbalul era greu, era acolo, greu, era greu de tot. Greu. Și eram, chiar mă punea cu spatele la stradă, știi, unde erau copiii, da? Culmea, și copiii parcă îmi făceau un ciudă să jucau numai în dreptul curții mele, știi? Și mă punea el cu spatele și el la 7-8 metri de mine cu mingea și mă punea, dă-i cu latul, dă-i cu stângul, dă-i cu dreptul. În curtea, în curte, da. Și foarte eu tare. Dădeam câte o pasă către el, mă uitam la copii, ce mai fac, ce mă... Și zicea, băi, vrei să ieși să te joci cu ei? Da. Lovește mingea aici, cum spun eu, lovește-o bine, că dacă nu, nu te duci la joacă. Și venea mama. Lasă-l în pace. Lasă-l în pace, că iau mingea, că ți-o tai, că trebuie să facă școală, să pună mâna pe cap. Știi cum, că tot timpul... Nu există așa ceva. Știi, și până la urmă am ajuns la fotbal, am ajuns la Steaua. N-am stat foarte mult la Steaua, la copii și juniori. Am fost la Nea Laiu și Sădmăreanu. Dar cred că toți copiii de la Steaua au trecut pe la domnul Sădmăreanu. Avea cele mai bune grupe atunci. Indiferent unde. Și scotea jucători și selecția o făcea foarte bine. Și am fost și eu selectat, după care am plecat la Sportul Studențesc, totuși, tot ca copil fiind, unde am stat și la Sportul Studențesc, unde am lucrat și cu domnul Jurcă, domnul Emilian Șerbănică, cu Nearu Mică Chihaia, adică... Și acolo. Da, și domnul Prodan, domnul profesor Prodan. După care m-am întors la Liga 3-a, la Fulger Bragadiru, la undeva la 15 ani. Tu jucai la 15 ani? La 15 ani jucam la Liga 3-a, era antrenor domnul Emilian Șerbănică, da, căruia îi mulțumesc pentru că a fost singurul care, să zic, a avut răbdare și a dat seama că a văzut ceva la mine, că am potențial și m-a aruncat în luptele ligii a treia, pentru că chiar nu era ușor. Asta atunci. Că, repet, așa cum zic eu, ai făcut ceva bine, adică nu te arunca așa de... Nu, păi a văzut că am ceva, că am anumite calități. Înțelegi? Și de atunci am jucat Liga 3-a, deja la 17 sau 18 ani eram la Liga 2-a. Hai România în fiecare zi! Haji! România, în fiecare zi, la Antena 1.